Sindromul Havana ar putea fi cauzat de dispozitive cu energie pulsatorie. Conform ultimului raport de expertiză din Statele Unite, acestea pot influența starea de sănătate a unei persoane prin intermediul undelor electromagnetice și a ultrasunetelor. Un raport al serviciilor secrete americane realizat de un grup de experți a numit energia electromagnetică, pulsatorie și ultrasunetele ca fiind cauze plauzibile pentru simptomele misterioase ale sindromului Havana de care au suferit diplomații și spionii americani în ultimii ani. Raportul vine după ce un grup de cazuri nu a putut fi explicat prin factori de sănătate sau de mediu sau prin boli psihosomatice. De asemenea, raportul a afirmat că există dispozitive cu cerințe energetice modeste care pot fi ascunse și care ar putea produce simptomele observate și ar putea fi eficiente la sute de metri sau prin pereți. Această stare de rău a lovit pentru prima dată diplomații americani și canadieni la post în Cuba în 2016, de unde și numele de sindrom Havana. Cu toate acestea, raportul a afirmat că există o lipsă de cercetări privind efectele unei astfel de energii electromagnetice pulsate asupra oamenilor.